Lupta de stat a paselnicilor de la Șep și l-ați avut în imagine pe Cristiano Bergodi, antrenorul formației din Sfântul Gheorghe. Nu este offside, este Lopez în careu și prima ocazie de gol a voluntarului și chiar a meciului. Marcelo Lopez, a fost un contraatac excelent purtat de Nemeț, Rață și Marcelo Lopez. Modul cum a terminat faza arată de ce ciudatul calități fizice exemplare joacă aici la Voluntari și nu evoluează într-un campionat mai puternic. Șutul este dezamăgit. Eder González trimite foarte bine mijlocul careului. Offside Ștefănescu. Dar continuare inteligentă, o pasă care a depășit apărarea înaltă a Voluntarului. Ehe. Cu varul nu știu ce se hotăra. Urca Aganovici. Dumitrescu. Frumos pentru Ștefănescu. Ștefănescu în care a gol! Gol! Șepși! 1-0! Deschidere de scor în finala Cupei României. Dumitrescu și Ștefănescu. Și din asta din gol este al lăudatului portar Mihai Popa. Ștefănescu este însă on fire, cum ar spune englezii, a înscris în ambele semifinale contra celor de la CS Universitatea Craiova. Are și 8 goluri marcate în campionat. Priviți reluarea, fază excelent lucrată. Dar de aici Popa n-avea voie să ia acest gol niciodată. Apar că a trecut prin el mingea. A scris pentru Șepși, jucătorul numărul 19, aș urca un pic procentul. Mai dai că merită. Da, și e reconfortant să vezi Doiescu marcând, construind și marcând faza. Uite, e Ștefănescu și Dumitrescu. Șepși are ceea ce nu există la multe echipe din România, o rețea de scouting excelentă. Dovadă acești Păun și Ștefănescu descoperiți la Viitorul Cluj. Ștefănescu se arată la pasă, primește Ștefănescu, pericol maxim, iată-l pe Ștefănescu! Gol! Magnific! 2-0, execuție uluitoare a celui mai bun om de la Șep și Sfântul Gheorghe, Marius Ștefănescu, bucurie dezlănțuită pentru patronul Laszlo Dioseghi. Are ce se bucure, golul este magnific! Impresionant, excelent! Un șut cum nu vedem de multe ori în fotbalul de la noi. Minutul 38 al finalei Cupei României. Hai încă o dată, scoateți toate relorile pe care le aveți și să-i dăm lui Ștefănescu aplauzele noastre pentru această fază. Uite-l cum vine, caută mingea, o cere și a avut blocaj, a venit cineva lângă el. Bine s-a așezat pe acest șut. Ciobotariu iese târziu la blocaj, pentru că nu te aștepți ca în România să dea cineva să prindă o asemenea execuție. Păi și unul mic așa. 2-0, Ștefănescu vrea să-l pedepsească Tavares, dar Ștefănescu a făcut deja pagubele. Ai văzut pe Laszlo Dioseghi, mâine pâine la liber pentru tot orașul. Tamaș, după mai multe intervenții brutale, primește în cel de mă cartonaș galben. Wow, ce contact! E dublu ca fizic față de Ștefănescu. Vedem pe Ricardinho, sunt însă jucători în careul lui Nicii, a fost offside. Nu, n-a fost offside. Periculos Laurent Philippe, chiar periculos. Și uite, mai remarc o dată sportivitatea galeriei Covăsnene. Au aplaudat la această fază reușită. Cine execută? Oh, direct spre poartă. Păun.
Vlahovic, Ștefănescu, te ridici și-ți vezi treaba, așa ar trebui să procedeze. Iată aici o șansă pentru Lopez. Lopez de Meto! La un pas a revenit în joc voluntarul. Mingea este atinsă de Nițui. Corner. Meciul nu-i jucat încă. Voluntarul speră, voluntarul crede că poate să revină și cât timp va avea această stare de spirit, probabil că va mai conta în această partidă. Și din cauza faptului că joacă bine voluntarul Lucasen, Popa, Ștefănescu, poate să dea la poartă, o face Ștefănescu, o boltă respinsă cu genunchiul prost de Tamaș până la Golovka. Golovka și faza este oprită. Genunchiul respinge Tamaș. Da, încep barajele. Vorbeam rămânerea în Liga 1 sau accederea acolo. Vor fi toate aceste partide aici, în direct. Îl vedem pe Merloi, scoate Nițui, dar este gol! Gol! Gol pentru voluntari! Gol pentru voluntari cu 20 de secunde înainte de finalul partidei. Autogol. Nițui a scos, dar a fost autogol! Inițiatorul acestei acțiuni. Deci nu mi-te spune nicio vină, lovește mingea. Mai e o fază, teoretic.